O pildă, că toți suntem în campanie electorală, care ne vine din Uruguay, țară puțin mediatizată de noi și din câte știu nici n-am primit presă decât de vreo 2-3 ori de pe acolo. O țară însă în plină expansiune, mai dezvoltată economic decât Argentina și Brazilia în momentul de față. E adevărat o țară mică, Uruguayul, formată din cetățenie 99,9% cu piele albă, pentru că este o țară de imigranți italieni și spanioli, o mixtură între italieni și spanioli. Practic nu există populație de culoare în Uruguay, ceea ce, sigur că, poate să pară ciudat, mai ales că în Brazilia sau în Paraguay populația băștinașă este în număr destul de mare, adevărat mai puțin în Argentina sau Chile. În Chile totuși sunt de culoare, Uruguayul practic deloc. Ei bine, această țară este condusă de un individ, am mai vorbit noi, José Mujica îl cheamă, atât de sărac încât și-a permis să devină președinte. 90% din salariul lui de președinte este donat unor organizații de caritate. El trăiește într-o casă simplă, de ea îi zice că e casa prăbușită a lui George Enescu, asta ce ar fi trebuit să fie casa memorială a lui George Enescu. Se deplasează cu tramvaiul José Mujica, face agricultură de subzistență și are următorul discurs vis-a-vis de cetățenii acestei planete. N-am nimic împotriva oamenilor cu bani, zice el, împotriva oamenilor cărora le plac banii, care nebunesc după bani. Dar în politică ar trebui să-i separăm. Trebuie să-i gonim din politică pe cei care iubesc prea mult banii. Ei reprezintă un pericol pentru politică. Oamenii care iubesc banii ar trebui să-și dedice timpul industriei, comerțului, să-și înmulțească averea. Însă politica este lupta pentru fericirea tuturor. Plus, oamenii bogați nu au cum să reprezinte cu succes oamenii săraci. Au tendința să vadă lumea prin perspectiva lor, adică aceea a banilor. Chiar și când acționează în baza unor intenții bune, perspectiva pe care o au asupra lumii și a vieții, asupra deciziilor, perspectiva lor este formată din informațiile filtrate tot de bogăție. Ne transmite José Mujica, care este, de adevăr, un exemplu, dar nu numai de reușită, pentru că, spuneam, Uruguayul este o țară prosperă, extraordinară, în momentul de față, cu foarte bună economie, o țară cu un șomaj relativ mic. Este o oază, o oază de lux în America Latină, o țară cu 3 milioane de locuitori. Nimeni n-a înțeles nicăieri, nici măcar olandezii și belgienii, care sunt și ei niște uzine, practic, de producerea sportivilor de înalt nivel, cum de exemplu această națiune, Uruguayul, a reușit să câștige 2 campionate mondiale la fotbal și să rămână din 1930 și până în 2014 permanent o forță în acest sport, de exemplu, cu o populație 3 milioane de locuitori. Deci asta este populația, să spunem, a jumătate din cartierele Parisului intramuros. Parisul, da? Că tot e la modă Parisul și mai dăm măcar așa pe la televizoare câte o raită din când în când pe acolo. Deci, cam la nivelul ăsta, totuși, am zis să începem cu această declarație care ne prinde bine. Continuăm cu George Orwell, tocmai mi-a adus un telespectator acest citat. Un popor care votează corupți, impostori, hoți și trădători nu este victimă, este complice. Și am aici și un mesaj, pentru că mai este puțin până la alegeri. Am și acum un mesaj pentru televiziuni, pentru oamenii politici, pentru cetățeni. Oare ceea ce se face în aceste zile, în această țară și, de altfel, cu periodicitate de 25 de ani, nu cumva este o crimă? Aceasta de a îndemna oamenii să iasă la vot? Când noi știm, și iată avem dovada că primii 6 candidați sunt mânjiți cu toții și asupra lor planează niște îndoieli pe care nu le vor putea aceștia risipi niciodată. Oare nu este o crimă să fim îndemnați într-o oarecare măsură cu bună știință de toată această ipocrizie a mediei să ne ducem să votăm criminali sau escroci sau trădători de țară sau pur și simplu doar infractori? E clar că n-ai de unde să alegi. Și pentru ca să mai dăm un exemplu în acest sens, nu legat de cei 6 candidați, legat de unul dintre candidații care ar fi putut, un etern candidat, este vorba de domnul Gheorghe Funar, care ar fi putut să se retragă, dar
o să vedeți acum exact din acest citat de ce n-a făcut-o vreodată, și să facem un mic exercițiu, sigur, inutil de imaginație, cum ar arăta România dacă acest cetățean ar câștiga vreodată alegerile prezidențiale. Iată ce spune Gheorghe Funar. Eu am intrat în campania electorală și pentru a spune acest adevăr nemaipomenit, referitor la adevărata istoria poporului român. Noi suntem urmașii poporului primordial pe planeta Pământ. Toate popoarele de pe planetă au ca strămoși getodacii. Acum 1000 de ani, denumirea Suediei și a Danemarcei de astăzi, în istoria lor, scrie că se chemau Dacia. Denumirea Germaniei de astăzi, aflați ce înseamnă Deutschland. Eu știu că înseamnă țara dacilor. Getodacii erau extraordinar de avansați în toate domeniile. Aveau și aparate de zbor, au făcut hărți de deplasare pe planetă, la care cei de la NASA se uită și astăzi și spun că nu le pot face față la nivelul getodacilor. Eu am intrat în marea grupă a haiducilor științifici în domeniul istoriei. Noi românii nu știm că în România avem o mulțime de piramide, iar după modelul piramidelor din România, strămoșii noștri getodaci au construit piramidele din Egipt. El e sigur că va ajunge la Cotroceni, Gheorghe Funar, spunând, sunt convins că mă ajută bunul Dumnezeu și românii din țară și străinătate să câștig alegerile. Ambiția mea este să le câștig din primul tur de scrutin. Eu cred că ne-au fost de ajuns cei 25 de ani de rătăcire. Deci, pe scurt, unul dintre candidați, dincolo de îndemnul la vot pentru cei pe care i-am nominalizat să vor recunoaște ei ceva mai devreme, mai există unul care are impresia că vechii faraoni sau noi faraoni, că mai sunt și dintre ăștia în Egipt, astăzi mă gândesc că și la ei cu retrocedările e destul de complicat în deșertul ăla, că vor să facă o linie, de exemplu, de mare viteză în Egipt, de la Alexandria, de exemplu, până la granița cu Sudanul, probabil că au probleme cu retrocedările, da? Deci e vorba de faraonii noi, probabil că la ei nu se numesc baroni, probabil că se numesc tot faraoni, dar imaginați-vă că totuși getodacile au făcut piramidele egiptenilor, ei au trasat planurile alea prin spațiu, de noi credeam că există civilizații extraterestre, bine, erau tot getodaci, despre care noi, sărmanii, aflasem din modesta și ponosita istoria neamului românesc că mâncau varză și miere. Da? Și aveau viezuri și ce mai aveau ei, barză și nu știu ce. Deci ăștia sunt getodacii. Totuși aș pune și eu o întrebare către cei care veghează și că să ne fie bine. Cum ați putut, domnule, să-l calificați pe ăsta pentru alegerile prezidențiale? Nu este o crimă și asta? Să lăsăm astfel de oameni irresponsabili, ăsta e irresponsabil în mod evident. Într-o țară normală îl ridicau direct și îl duceau la balamuc. Sigur, nu cu tam-tam. Nu era nevoie să fie televiziunile pe lângă el. Îl ridicau, îl săltau și îl internau. Putea să-și scrie memoriile acolo, da? La un spital de psihiatrie fără nicio problemă. Cum să spui așa ceva? El știe că Deutschland înseamnă țara dacilor. Păi de ce nu l-a întrebat pe Klaus Iohannis ce înseamnă Deutschland? Dacă era atât de sfătos domnul Funar. Dar nu asta e discuția, că domnul Funar exagerează sau nu în dizertațiile domniei sale. Cum e posibil, totuși, ca un astfel de om să se bucure de 200.000 de semnături? Cum de nu îi le rupe în față biroul electoral central în momentul în care vine cu semnăturile? Da? Cum poate să candideze un astfel de om? Deci, este cea mai mare comedie la care suntem supuși. Alegerea președintelui. Deci, este ceva uluitor. Viitorul șef al statului este acuzat că e ofițer sub acoperire. Candidatul lui principal este acuzat că a făcut trafic cu copii. Cei care sunt pe locurile 3, 4 și 5, unul dintre ei a lăsat 4 neveste. Deci vă dați seama cam ce moralitate are. Cine ar putea să aibă încredere, fie că e vorba de femeie, fie că e vorba de bărbat? Păi astăzi te părăsești o femeie pentru un SMS, mă. Da? Cum aș putea eu sau o femeie de lângă mine să aibă încredere într-unul care și-a părăsit 4 neveste. Ok, da, deci la capitolul moralitate la zero. Că el a iubit el pe toate și a vrut să facă colecție de toate femeile, le-a luat de nevastă. Ba, alta, contestată pentru că a avut un soț care acum se pregătește să intre la pușcărie și care lua șpăgi de milioane de euro. Da? Fostul ei soț este arestat, este acuzată că
împărțea șpaga cu respectivul. Greu de crezut totuși că în momentul în care el se referă la Elena, aceasta să fie chiar Elena din Troia. Da? Ce au căzut acuzațiile pe capul tuturor. Monica Macovei, dacă nu știți, aia care se dădea cu motocicleta. Da? Și dansa și mai știu ce făcea. Deci ce ai putea să alegi din această tolbă de cetățeni vopsiți, da? Cu o mască dintre asta hidoasă pe față, de zici că suntem la Halloween ăsta pe care îl contestă Biserica Ortodoxă, dar nu numai. O să vedeți că și la Vatican este contestat Halloween-ul. Deci de ce, Dumnezeule, cât puteți să fiți de impostori încât să ne îndemnați în continuare să mergem la vot? Parcă niciodată n-a fost mai dramatic. Și am încercat tuturor să le explic de atâtea ori. A nu te duce la vot înseamnă a avea conștiință, bă, pur și simplu. Ok, votează altul în locul tău. Au avut dreptate cei care au spus asta. Ei o spuneau din inerție, tot din ticăloșie. Până la urmă s-a demonstrat că Liviu Dragnea le-a dat lor dreptate. Da, votează alții pentru tine, ok. Votează niște morți, să zicem, din anii 30 sau 40 pentru mine. Bă, sunt de acord. Asta e. Cu votul morților teleormăneni din anii 30-40 sau chiar de la 907. Nu mă deranjează. Dar îmi păstrez demnitatea nepunând ștampila pe unul dintre acești oameni. Care, atenție, nu știm despre ei decât vârful icebergului. Pentru că astea sunt niște chestiuni repede scoase acum la iveală și ei se miră, i-aud. Dar de ce au fost scoase numai acum? Dar nu așa ar trebui să vorbiți. De ce au fost scoase doar acum? Ar trebui să nu existe nimic în spatele vostru, să nu poată să scoată ea nimic niciodată. Da? Ăla este adevăratul candidat la președinție, despre care nu poți să spui nimic. Un cetățean pe care l-ai căutat și în cuibar. Să vezi dacă nu lăsase printre paiele acelea, n-ai găsit nimic. Nu poți candida la președinție când în spatele tău se ascund șpăgi de milioane. Da? Tot felul de nenorociri. La Victor Ponta ne imaginăm ce e în spatele lui, da? Au apărut așa niște mici chichițe, imediat ia toți doreau să poate să scoate în campanie electorală. Cum să votezi un asemenea om? Da? Și plină lista asta numai de grozăvi. Toate televiziunile încearcă și ele prin cumetrie asta să se pună bine, Doamne ferește, cu câte unul, după acești, și mie numai câți mi-au spus. A, păi am auzit că ești gata, că se închide, că nu știu. Bă, lăsați-o că nu așa trebuie să judecăm. Trebuie să ne facem datoria. O vedea după aia ce va fi. Da? Așa îmi zice lumea. Păi am auzit că toți au... Eu n-am auzit. Da? Aud de pe la alții. Bă, n-are importanță. Văd pe la alții cum se gudură pe lângă astea. Să fie auzit astăzi pe la Vinia Șandru ce interviu a făcut cu Elena Udrea. Bă, nu se poate, mă, așa ceva. Bă, nu se poate. Nu vorbești cu Fecioara Maria, mă. Să-i pui asemenea întrebări. Bă, dar în ce țară trăim, bă? Aveți un pic de demnitate și de verticalitate, indiferent de opțiuni. Nu poți să fii asemenea jigodie, să-mi spui asemenea tâmpenii, cu o lingușeală de nici le Elenei Ceaușescu, firea al dracului, nu puteai să iei un interviu în halul ăsta. Bă, să ne păstrăm bruma, nu contează că oamenii sunt proști. Evident, vor fi proști acum. Dar măcar avem datoria asta față de ei. Să le spunem la ce ne înhămăm. Sigur, riscuri nu există. Nu este niciodată niciun risc. Singurul lucru este că trebuie să-ți faci treaba până la capăt. Deci, apropo de Halloween, pe care îl sărbătorim astăzi sau mâine, Dumnezeu mai știe, da? Uitați cam ce interzice Biserica Ortodoxă pe nenea ăsta. Uite-l, mă. Extraordinar. Este interzis. Acest cetățean, cu bostanul în mână, este considerat dăunător. Uitați-vă la lăbuțele lui. Haideți că vă mai arăt unul. Uitați-l, mă. N-are voie. Ci că nu sunt creștine chestiunile astea. Ce hidos. Da? Cu niște dinți acolo crăpați în gură bostanul. Și uitați-l pe motănel deasupra. N-are voie, mă. Ăsta este. Deci dacă vedeți semnul ăsta undeva pe stradă, să trageți pe Victor Ponta peste el. Trageți un candidat peste el. Nu-i voie, nu să mai poartă așa ceva. Uite, bă, că adevărul e că seamănă, mă, cu Victor Ponta asta. Uite-l, mă, tată. Este înaltă girafa cât un munte? Ăsta e Mickey Mouse travestit în dovlecel. Sau în dovleac, dacă vreți, în dovleacul plăcintar. Uitați-l. Bun, da, să știți că pe lângă toate astea
Hai, trebuie să ne gândim și la ziua de poi mâine. Bun, mâine, ok, ajungem la alegeri, nu știu ce, dar poi mâine, Dan Voiculescu. Dan Voiculescu, despre care sigur că candidații se feresc să ne spună foarte clar, că nu-i Gică Popescu. Dan Voiculescu este tot un alt calibru și nu prea merge să faci o gafă. E, dacă Victor Ponta vine în seara asta și spune la televizor, evident că n-are curajul ăsta. Da, domnule, uite, eu, Victor Ponta, îl grațiez pe Dan Voiculescu. Asta ar putea să fie echivalentul întâlnirii lui Joană cu Vântul, de exemplu. A? Nu riscă. Deci de Dan Voiculescu nu s-a prea vorbit în această campanie electorală din aceste motive. Dar să știți că pe 11 noiembrie, când turul întâi al alegerilor va fi trecut de mult, nici nu o să mai știm procentele candidaților, evident, ejectați în decor de rezultatele primului tur, nu o să ne mai amintim cât a avut Elena Udrea, cât a făcut Monica Macovei, cât a avut manechin Popescu Tăricianu, sigur, care va avea un viitor, sunt de acord, în clasa politică românească, nu scăpăm de Tăricianu după aceste alegeri, dar pe 11 noiembrie, Lupașcu și Costiniu vor analiza două chestiuni reclamate de avocații mogulului media. Constituirea completului de judecată și o presupusă incompatibilitate a judecătorilor Camelia Bogdan și Mihai Alexandru Mihalcea, cei care l-au condamnat pe Varan. Păi când le citesc numele ăstora doi, parcă suntem în fața unui mauzoleu dintre ăla, unde ne duceau cu clasa pe vremuri și citeam așa pe sărite numele eroilor neamului. De exemplu, când am fost la Oarba de Mureș. Țin minte oare politicienii că nu i-am mai auzit vorbind despre... Oarba de Mureș a fost un fel de Monte Casino al României. Da? Cam așa. Foarte puțin se vorbește în istorie despre acel eveniment. E bine, acolo este un monument în care apar așa niște nume cu duiumul trecute. Oameni uitați. Bineînțeles, suflete uitate. Are... Nu mai vorbește nici Dumnezeu de ele. Cetățeni care s-au prăpădit atunci pentru țară, de exemplu. E, cam așa arată și ăștia, că și acolo erau nume din două, din trei, formate unele din patru, Camelia Bogdan și Mihai Alexandru Mihalcea. Bă, parcă îi citești scrijeliți acolo, e periculos totuși, în condițiile astea, când știi ce presiune există, în mod cert. 11 noiembrie este între cele două tururi de scrutin, asta știm. Poate că un pic se va mai amâna așa după 16 noiembrie, să zicem. E posibil ca după aia, în funcție de rezultatul alegerilor, să avem și acolo niște ciupercuțe, niște frăguțe care să scoată un pic capul după ploaie sau, cine știe, la curcubeu. Am aici vremea de la Vancouver, mă deranjează pe telefon și tot timpul mi-arată că-i curcubeu pe cer la ăia. Cum o fi, mă, Dumnezeule, să nu mai iasă curcubeu de pe cer? Ce țară o fi aia, mă? Îi amintesc politicienilor, sigur, e totalmente inutil, dar asta e. Vancouver este un oraș canadian la Oceanul Pacific și înseamnă că are vreo câte 10-12 fuse orare în spatele României. Dar are curcubeu pe cer în fiecare zi, când mă uit să văd ce temperatură se găsește acolo. Cum ar fi, mă, să avem un oraș în țara asta unde... Păi da, ar ieși biserica, ar ieși candidații, toți ar face poză cu curcubeu. Toți pochii, toate bărbile alea, toți ar spune că e un semn de la Dumnezeu. Gheorghe Funar ar spune că asta demonstrează că România este leagănul Universului. Da? Noi, asta nu mai este. Deci nu mai poți să dai curcubeu de pe cer. Rușii, bineînțeles. Ar veni analiști aici și ne-ar spune că rușii, ei au tras cu nu știu ce tunuri ca să își disperseze norii de zăpadă din Siberia și a venit curcubeul la noi. Da. Oameni de ăștia bătrâni care ar spune că-i dracu. Nu s-a mai culcat. Da. S-a oprit circulația. Vă dați seama, curcubeul să-l găsești pe cer în fiecare zi. Indiferent de vreme. Ploaie, cer, senin, cum ar fi, bă, într-o țară a superstițiilor, a miracolelor, țara lui Dumnezeu, cum este România. Păi n-ar fi ăsta semnalul, n-ar fi toate editorialele, în sfârșit. Chiar și Ion Cristoiu ăștia care stau la bibliotecă n-ar mai putea de cutremurul, pardon, de curcubeu ăla. Deci să ne gândim și la astfel de lucruri. Mi-a plăcut și discursul actriței Florina Cercel,
toți suntem la o emisiune de revista presei, declarație făcută, evident, la Antena 3, o declarație de dragoste. Florina Cercel, actrița. Domnule Ponta, v-am cunoscut prima dată acum 16 ani când vă ocupați de tineretul PSD-ist. Deci să subliniem, când vă ocupați. Ocupați este și când intri într-un WC-ul public și îți arată ocupat. Și ăla e ocupat, WC-ul. E ocupat cu cineva. Cum adică vă ocupați de tineretul PSD-ist? În ce sens? Iar când am dat mâna cu dumneavoastră pentru prima dată, aici ne sublinea prima dată, înseamnă că au tot dat mâna de atunci. Credeam că aveți gusturi mai bune, domnul prim-ministru. M-am simțit brusc foarte bine, aici de subliniat bruscul ăsta. Fiind actriță, da, ca și, de exemplu, prietena noastră de la realitatea Lavinia Șandru, sunt senzitivă și simt aura oamenilor cu care intru în contact. Că aceeași reacție a avut-o și Lavinia Șandru când i-a luat interviu Elenei Udrea la comandă. Dumneavoastră faceți parte din acea categorie. Deci aura celor cu care ea intră în contact, fiind actriță și senzitivă, își dă seama imediat. Poate statura impresionant sportivă, poate privirea atât de inteligentă, poate zâmbetul atât de omenesc, m-au făcut să fiu foarte atentă și să vă urmăresc evoluția de pe scena politică. Să îndrăgostisem actrița. De unul, că așa fac actrițele, ele se îndrăgostesc de 40 de ori pe zi, numai că depinde după aia ce evoluție ai tu. Și de Dinu Pescariu s-a îndrăgostit una, fosta lui colegă de liceu. Nu-l băgase în seama în liceu pentru că el era un nei ca nimeni. Da? Dar când a văzut aia ce bine a ajuns Pescariu, după ani și ani a zis, uite, a evoluat frumos, am fi interesanți împreună. Ea era tot proasta din liceu, numai el ajunsese bine. Deci, atenție, așa fac actrițele în situația asta și vă urmăresc evoluția de pe scena politică. Ferice de mama care v-a născut. Deci chiar și de mama lui Victor Ponta este îndrăgostită actrița Florina Cercel. O, interesant. Declarația asta totuși vine în campanie electorală, dar de ce nu înfierați și pe asta? I-am auzit pe toți protagoniștii alegerilor prezidențiale din noiembrie, spunând aceeași tâmpenie. Dar de ce sunt scoase din context chestiunea asta, în loc să se întrebe de ce sunt vinovați? De ce au făcut lucrurile astea? Da? De ce s-au căsătorit cu oamenii care acum intră la pușcărie? Deci nu se pune problema așa. Greșeala este că au fost scoase tocmai acum. Da? Așa și aici, în contextul ăsta al Florinei Cercel. De ce nu venim și spune, doamne, dar de ce apare declarația acestei femei necunoscute, practică? N-am mai auzit în actoria românească de Florina Cercel de ani de zile. Nu putea Florina Cercel să iasă în evidență cu această declarație la Antena 3 peste 14 luni? De ce trebuie să iasă acum? Vedeți că nu e chiar așa de simplu? Când nu vă convine ceva, e scos din context. Haideți, doamne, că e prea de tot. Tocmai acum au început ăștia de la DNA să taie și să spânzure. Tocmai acum l-au găsit pe premier cu nu știu ce, tocmai acum l-au găsit pe Klaus Iohannis cu ce, tocmai acum l-au găsit pe Elena Udrea, tocmai acum l-au găsit cu ceva pe Teodor Meleșcanu. Te că am și uitat de el, săracul, cred că doarme la ora asta. Tocmai acum l-au găsit pe manechin cu ceva. Nu tocmai acum. E normal să se scoată aceste informații, că poate omul mai află și el ceva. Mi se pare foarte util. Nasol ar fi ca aceste lucruri să nu fie existat, dar noi știm că ele există. Nici un politician din lumea asta nu poate să pretindă că este nevinovat. Da? N-are dreptul să spună chestia asta, pentru că dacă era așa, nu făcea parte din această clasă politică. Sau ni s-ar fi spus clar de la început. Sau am fi văzut. Am fi văzut în anii lui de activitate semne că nu e ca ceilalți. Este vreunul dintre candidați, nu vorbim de William Brânză, am înțeles că astăzi la Europa FM un ascultător a zis că el îl votează pe William Brânză. Iar moderatorul, un posac, l-ar fi întrebat, dar de ce? Cum să întreb, dar de ce? Pentru că e dreptul lui. Și ăla a spus pentru că îmi place telemeaua. Și a închis. Da, deci nu-l condamnăm pe William Brânză, nu-l condamnăm nici pe Johann Sebastian Bach, am zis că nu candidează, numai am citit niște lucruri interesante despre el, extraordinar de interesante, pe care, sigur, mari specialiști în Bach, probabil că le știu. Sper că nu s-a dus cu secretele lui Iosif Sava în mormânt. Nu ne-a spus niciodată chestiunea asta, o să vă povestesc eu la un moment dat. De exemplu, Bach, am înțeles că a murit
după ce a fost operat de o banală cataractă de două ori greșit, de același medic care după aia l-a lăsat chior pentru restul vieții pe Handel, alt mare compozitor german. Deci pe doi, același medic i-a făcut praf, un englez. Da? Pe Bach l-a operat de două ori, prost de fiecare dată, a murit după aia de la repercusiunile operațiunilor respective, operațiilor respective, pe vremea respectivă nu se numea operații, se numesc astăzi așa, și Handel a murit, n-a murit din asta, dar n-a mai văzut niciodată. Și asta printre altele, îți mai spun eu multe chestii cu Bach, era absolut senzațional în treburile astea. Deci, de ce să nu se afle? Ce? Era, nu putem să spunem acum, de exemplu, că Bach a fost omorât de un felcer? De ce nu s-ar afla lucrurile astea? Așa și cu candidații. Dacă ele sunt reale. Că nu sunt reale, atunci, sigur, nu le spunem. Sau n-ar ieși la iveală. Poți să vii cu astfel de acuzații dacă ele sunt nefondate. Nici măcar în România. Bineînțeles că nu e așa. Au venit acum pentru că există. Și au fost bine plasate, sigur, scoase din context cât vreți, dar mai mult mă deranjează realitatea lor. Asta e problema. Sunt reale, deci ce vrea să ne faceți? Să treacă alegerile și după aia când ieșiți președinți să spune nu mai e de actualitate, că am fost votat sau votată. Păi de ce mi le mai scoateți acum? Că așa sunteți. Păi de ce veniți acum cu informațiile astea? Ca să mă șubreziți pe mine de la candidatură? Adică după ce am câștigat alegerile, m-a votat poporul, cum a zis Liviu Dragnea. Păi 7,4 milioane. Păi nu! 7,4 milioane de voturi false. Da, s-a demonstrat că referendumul a fost un fals. Uite, au jurat pe Biblie aia. 180 de oameni, păi pe cine să credem? Deci lăsați-ne cu aia. A fost un fals, da? A fost o minciună și am denunțat-o atunci. Nimeni n-a denunțat-o mai bine decât noi. Bă, am pus pieptul aici în față atunci, onoarea și tot, că a fost o minciună acel referendum, demonstrează justiția că a fost, da? Bineînțeles, încă procesul prior se va demonstra. Nu este nicio prezumție de nevinovăție acolo. A fost o hoție la drumul mare. Deci asta mă deranjează. Ajungi candidat și după aia, hopa, dar stați un pic. Ce vreți să spuneți? Acum, Traian Băsescu supărat că nu mai e președinte, mi-a scos astea în față, că veți găsi tot timpul argumente. Lasă că e mai bine să știe lumea așa. Lasă că e mai bine. La Joana era mai bine să se fie aflat, știți că s-a întâlnit cu vântul în seara aia, să fie aflat peste 10 ani. Venea Joana și zicea, a, este o minciună, dar ce vreți? Președintele Traian Băsescu așa albit, a scos-o după 10 ani. De ce a scos-o după 10 ani? E o minciună sfântată, da, la revedere, da? Ca l-a dat Voiculescu. Îi întreb și eu pe tutele și pe tuții aia lui de la antenă. Dar voi de unde știți, mă, că Dan Voiculescu n-a furat? Dar ce voi ați fost acolo când mijlocea el toate afaceri, că unii dintre voi nici nu erați născuți? Da? Cum aveți tupeul și cum vă puteți pune pielea în joc și demnitatea și presupusa carieră spunând asemenea idioțenii? Este nevinovat. Pe ce idee? Doar că e șeful tău? De unde știi tu că Dan Voiculescu n-a furat? De cum poți să vii tu să pretinzi că în justiție l-a condamnat, uite, la 10 ani de închisoare? Noi am avut dreptate, că ne-a spus că e vinovat. Uite, că justiția l-a condamnat la 10 ani. Da? Cum vii tu de la postul ăla și spui, el e nevinovat? Este o făcătură ordinară. De unde știi tu, mă? Ți-a spus Dan Voiculescu. Păi și tu-l crezi pe Dan Voiculescu. Păi ce să spună Dan Voiculescu? Bă, Mihăiță, să știi că sunt ultimul om. Dar ce-ți folosește? A venit Robert Turcescu, s-a spus asta, nu l-a crezut nimeni. Acum își face emisiune la TV. A văzut și el că nu există niciun impact. Deci pentru ce să vii să faci treaba asta? Da, mă, Mihăiță, da, mă, Mirciulică, să știți că sunt un escroc, am fost un nimeni, un fariseu. Cum să mai apar eu în fața voastră acum, când v-am mințit? Nu, le-a spus, da, bă, voi ce, credeți pe Băsescu? Păi duceți-vă și lucrați la Băsescu, mă, dacă îl credeți pe Băsescu. Nu, șeful, că, nu, că noi nu credem. Păi atunci, dacă nu credeți, pe cine credeți, mă? Păi noastră vă credem, domnul Voiculescu. Păi ați văzut, bă? Ăsta e un argument, după aia vii să prostești cetățeanul la televizor, care are obligația să se uite la tine. Vii să-l prostești că Dan Voiculescu e nevinovat. De unde știi tu e nevinovat? Deci DNA-ul a intrat astăzi, se pare, și în birourile Laurei Georgescu, președintele CNA, și în birourile lui Laurent Turoș, membru CNA, a descins pur și simplu DNA-ul, prietenul nostru invizibil al tuturor, și acum ne uitam pe vremuri după farfurii zburătoare pe cer. Ce te tot uiți pe cer?
Țineți minte expresiile ale părinților. Ce te tot uiți după stele? E, unii dintre noi ne uitam pe vremea respectivă că ăla era singurul loc de pe pământ unde mai puteai să visezi. Cel puțin în epoca respectivă, eu așa cred. Ce te tot stai? Ce stai tu cu capul ăsta? Că nu-ți folosește la nimic. E, uite că nu-i chiar așa. Poate că unora ne-a folosit chestiunea asta. Ei bine, prietenii ăștia ai noștri invizibili de prin alte galaxii descind în fiecare dimineață pe unde apucă. Într-adevăr, pare să fie o cursă contra cronometru cu nemernicia, bă, zici că au intrat zilele împuțite astea de țări în sac. Da, poate chiar așa o fi. Las că e foarte bine, mă. Cinste, bă, acestor oameni care de dimineața intră, răsculesc sertare, se duc peste burtoși, a, deschid restaurante, intră prin tot felul de hoteluri, să mai duc cine știe prin ce găuri de șarpe. Bă, bravo lor, bă! Păi cum arată, bă, ăștia la față? Cetățenii ăștia. Zic, sunt oameni ca noi toți, miile lor de greșeli și cu... Bă, să fim mândri de ei, bă, tată. Indiferent că își fac treaba sau nu, ascultați-mă, să fim mândri de oamenii ăștia. Da? Este excepțional ce se întâmplă, tată. Dacă ești un pic insomniac și deschizi nenorocitul ăla de televizor de dimineața, nu m-a despart. Au descins în Ilfov. Totdeauna așa începe. Pă, când aud asta. În Giurgiu, în Prahova, bă, sunt peste tot, mă. Bă, sunt inamicii noștri ai tuturor acești oameni invizibili. Acești omuleți, mă. Probabil că nici nu există. A văzut cineva vreunul din ăsta venind? Senzațiu. Încerc și eu să-mi imaginez, dar nu reușesc. Extraordinar. Să te ia de la crăpatul zilelor, așa, direct, l-a luat ca din oală. Aveți ceva de declarat, domnul penalti? Aveți ceva de declarat? El se ducea, se închidea ușile după el. Tocmai a ajuns la sediu de... Ai dreptate, Sanda? Da, Sanda, a ajuns Sanda la sediu DNA. Sanda, bă, a ajuns! A ajuns, tată. Cum ajung ăștia peste tot? Chiar mă gândeam, eu de-abia mă ridic din pat și el a și ajuns, bă. Ce frumos sună. Da? Nu-i mai bat jocuriți, nu-i mai blestemați pe ăștia că nu știți ce vă așteaptă. Nu știți ce vă așteaptă. E foarte bine că se întâmplă așa, bineînțeles și la CNA un cuib de inocenți. Evident, niciunul n-a făcut niciodată nimic. Ce mi se pare interesant, ce mi se pare interesant în această speță, este că ăștia de la DNA, Dumnezeule, procurorii anticorupție, verifică modul în care au fost amendate mai multe televiziuni. Sunt niște cabluri pe aici. Deci, modul în care au fost amendate mai multe televiziuni, având suspiciunea, doar atât, stați liniștiți, da? Bandiților. Doar suspiciunea că Laura Georgescu ar fi instigat. Deci, doar atât, nu? Mai multe persoane să întocmească sesizări false cu privire la aceste posturi. Nu e, mă, nimic. Stați liniștiți, mă. Stați liniștiți, nu s-a întâmplat nimic, da? Sunt doar niște vagi presupuneri, da? Mă, mi se pare că am văzut-o pe Cutare. Ți s-a părut. Așa e, mi s-a părut. N-avea cum să fie ea. Ei are 40 de ani mai mult, cum ai recunoscut-o. Ce, tu ai văzut-o acum 40 de ani? Da, nu, ai dreptate, nu era ea. Suntem în cărțile lui Camil Petrescu. Șefa CNA a precizat cum i-a văzut pe aia că deschid ușa, a strigat așa, nu demisionez! Stai, doamnă, liniștit, doamne, să căutăm ouăle de struț la Mănăstirea Neamț. Deci nu demisionez, după care a zis, îmi duc mandatul până la capăt! Bineînțeles, doamnă, că până la capăt, la OTV vă mai uitați? Cum e cu Vaticanul? Între timp ce căutau ăia cu pălărie, da? Căutau cu pardesiu deschiat un pic, ca și Colombo, îi văd eu așa. Oameni de ăștia de genul lui Colombo, cum ar spune Mariana Bitan despre ei, oameni care nu știu să fiarbă un ou, oameni care nu știu să-și ia glicemia, oameni care nu știu să pună un training pe ei. Sigur, oameni care avea nevoie de Mariana Bitan ca să devină bărbați. Așa-i văd eu pe ăștia. Păi cum e viața unuia de ăsta, mă, de la DNA, care se trezește, să zicem, pe la 3 dimineața și al cărui copil are de dus a doua zi la școală pe motanul ăsta? Eu să știți că pentru școală le-am printat astea. Acum dacă le văd învățătoare, asta e. Astea sunt pentru școală. Ciuda faptului că biserica ne interzice. Uite, mă, ce motănel. Uitați-vă puțin la lăbuțele lui, mă.
Oare ce fac, mă, procurorii DNA când dau astfel de printuri pentru copiilor de clasa 1-a, 2-a, 3-a? Trebuie să la lăbuțele lui ăsta, pe măturica aia lui. Cum ține el dovleacul ăla, bă? Nu-i voie, să știți. Nu-i creștinește. E creștinește, în schimb, să te duci să sfințești, să te spovedești după ce ai furat ca un porc toată viața ta. Este extrem de creștinește. Du-te la biserică de 15 ori pe zi și în timpul în care nu te duci la biserică să furi, de exemplu. Da, după aceea, întoarce-te în biserică, biserica nu pedepsește pentru furt. Nu, te duci și mai minți odată și acolo. Dar aruncați-i pe ăștia cu bostanii. Cât mai repede cu putință. Deci, percheziționate birourile, membrii CNA stăpân pe situație, asta este, da, trăim vremuri dificile, suntem ca japonezii după accidentul nuclear de la Fukushima, când se așteptau, țineți minte, unii să legaseră de pereți, țineți minte fazele alea, în zonele alea de casă, unde nu cădeau tavanul peste el și grinda, stăteau sub cum se numește, sub tocul ușii, mă rog, unde se așezase rei, țin minte, am avut niște imagini atunci, erau un cutremur odată la 3-4 minute. Știau că nu mai scapă, chiar dacă toate construcțiile lor sunt pe rotile, intraseră atunci, era sfârșitul lumii pentru ei, evident, ați zis ce imagini erau, ce erau luate parcurile, exact ca la jocurile de domino. Le ridica oceanul de jos, de la rădăcina copacilor și le întorcea așa cum întorci o mochetă. Cu bănci, cu tot, cu statui, cu tot. Se întorceau așa exact cum ai rostogoli o mochetă. Să o duci afară, de exemplu, să o bați cu bătătorul. Exact așa să. Imagina, n-am văzut în viața mea așa ceva. Și oamenii rămăseseră și stăteau agăsă să legaseră ca să stea acolo, să nu-i ducă, să aibă impresia că îi duce dintr-o dată tsunamiul ăla. Legătura aia, sforile alea cu ce să legaseră ei, le dădea impresia totuși de siguranță un pic. Stăteau legați de un perete din casă. Incredibil. Și cam așa stau și ăștia de la CNA, pentru că și ei, ca și clasa politică, zic că asta e. Na, ce să facem? E blestem. A venit sfârșitul lumii. Na, trebuie să fim tari. Ce s-a întâmplat și bunicilor și părinților noștri? Sunt vremuri grele. Ce să facem? Da? Nimeni nu zice în sine lui, tată, și cine m-a pus? Cine m-a pus? Am luat-o și pe aia de nevastă sau pe ăla de bărbat. Tot hoț. Un hoț, doi hoți eram, cine m-a pus? Bă, și nu puteam atunci când am luat aia 120 de milioane să o tai? Uite ce prost am fost. Cum zicea Becali când îl arestaseră atunci. Am fost un prost. Țineți minte? Am fost un prost, asta e, am pedepsit Dumnezeu. El și-a dat seama atunci în secundele alea că e groasă. Așa stau și ăștia băieții și... Bun, haideți să ajungem și la lucruri mai interesante. După 24 de ani de la confiscarea bunurilor, atenție, Bombonel și hidoasa lui consoartă, ginerele lui Nicolae Ceaușescu, Mircea Oprean, trebuie că vă mai aduceți aminte de numele ăstuia, primește despăgubiri. Parchetul general trebuie să-i plătească aproximativ 20.000 de euro pentru bunurile lui și ale Zoei. Zoia Ceaușescu, confiscate de procurori în Sfântul Martie 90, blestemată lună, Martie 90, Dumnezeule. Și dacă mă scol la 4 dimineața și zic, Martie 90, mă culc înapoi. Deci, cumplite vremuri, vândute la consignație atunci bunurile, o să le citim imediat să vedeți ce iz de Adrian Năstase și de Chinatown au. Procurorii trebuie să plătească și cheltuielile de judecată, 808 lei. Decizia nu este totuși definitivă. Împingeți-mă până în pânzele albe să nu-și ia Ceaușești banii. Mai faceți niște apeluri, poate mai scăpăm un pic. O angajată a magazinului ICL Universal Consignația a evaluat în Sfântul Martie 1990 cea mai mare parte a acestor bunuri. Printre ele se aflau. Haideți acum, scuzați un moment. E o lungă listă aici și trebuie să fim coerenți. O blană leopard cu joace bărbătești, scurte de blană, costume de haine, 60 de tricouri de diferite culori. Câte culori, mă? 60 de diferite culori. 8 perechi de pantofi de piele, 6 genți de damă de piele, 15 perechi de pantofi bărbătești,
10 cutii, 10 cutii, cutii, cu ciorapi bărbătești, 4 cutii, cutii, cu batiste, 20 de pulovere bărbătești, etc., etc. Printre bunuri este și ceasul Eternamatic, primit în dar de la Nicolae Ceaușescu, cadou, care, declară Oprean, are pentru el o valoare sentimentală deosebită. Ceasul a fost evaluat la 4.512.54 de euro, cam cât ar fi asta în nopți la Bristol? Nu multe, să știți. Dacă iei suita aia, doamna de la Dicot, suita aia Elize, așa se numește, suite Elize, o Bristol. Să știți că dacă vă mai duceți odată, nu e o recomandare, nici măcar un sfat. Nu se spune, am fost la Bristol, că sunteți totuși la Paris. O Bristol! Ha? Accentul în limba franceză cade întotdeauna pe ultima silabă și nu se spune Bristol, că nu sunteți în târg aici la Vitan. Da? Deci, o Bristol! Da? 4.512.54, cam cât suita aia de unde se vedea turnul Eiffel. Că l-am văzut și noi. Dintr-o poză, tot prin suită, se vedea. Câte? Ai sta câteva luni de banii ăștia, o Bristol. Așa. În prezent, arată expertul ăsta cu Bristolul lui, astfel de ceasuri se vând și cu 10.000 de euro. Da, valoarea sentimentală îl făcea să crească așa, dar prețul calculat de el este unul mediu și a ținut cont de uzura timpului. Păi să știți că mie mi-a stat ceasul, chiar înainte de emisiune. E ceasul ăla pe care îl luasem acum două veri ca să-l copiez pe Turcescu. Mi-a stat, mă, înainte de emisiune, că de-aia era să întârzi. Ia să mă uit aici, că astea sunt mai americănești, ceasurile. E 23. Da, mă, e în urmă cu 3 minute. Asta înseamnă că mâine trebuie să mă duc să-mi pun baterie. Era de asta de Hong Kong, probabil, o baterie de asta. E totuși de ceas elvețian. Am luat și am întrebat acolo, din Marsilia l-am luat. Am întrebat, ca Turcescu aveți? Aia s-a uitat pe acolo, a scormonit și mi l-a dat pe ăsta. Da, știam, nu m-am întrebat. N-am avut gen aia cum a avut-o săracul Florin Călinescu. Florin ești un urgard. Când s-a dus de aia, a trebuit să se legitimeze la frontiera elvețiană-italiană, că nu-l cunoșteau aia. I-au zis că e prea gras. Și el a spus, da, tu cine ești? Nu te-am văzut. Și a scos un printat de ăsta cu el, un motan de ăsta, așa, în care era el. De ăsta sunt eu. Jay Leno e ăsta de-n fundal. Atunci au zis aia, monsieur Călinescu, tout nos excuses, bordel de merde, mais passez vite, faites attention chez les Italiens, les autoroutes sont pas fiables. Ah, faut pas aller en Italie, monsieur Călinescu. Je suis de la mafia, le-a zis el. Au salutat aia și așa s-a dea. Eu n-am avut jena asta pentru că era cunoscut Robert Țelu și acolo, în gangul ăla de unde mi-am cumpărat eu ceasul, Rue Saint-Ferréol, pentru cei care știu locurile. Saint-Ferréol a fost un sfânt, doamna Udrea, care a trăit în secolul IV înaintea lui Hristos. Și după cum știți, pe vremea respectivă, Marsilia era deja un port însemnat, domnul Porumboiu, dacă ne ascultați, e un pic mai vechi decât Vasluiu. În secolul IV înaintea lui Hristos, acolo era viață. Da? Și atunci au spus străzii respective Saint-Ferréol, după sfântul respectiv, qui vivait à l'époque à Marseille. Ha? Asta e. Uite că a stat, mă. Știți de ce? I-au pus baterie ăștia de pe aici, de pe Hong Kong, de prin Taiwan. Asta e. Nu se potrivea. E în urmă. Dar acum s-a întâmplat. Era să ratăm începutul emisiunii. Ne-am uitat mai mult la Bristol, e adevărat. Ce să facem? Zoe! Zoe, bă, tată, avea neanicul la mână, săracul, și eu mă lăudam cu ceasul ăsta. 4.512.000. Ai, 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 ai. Apropo de icoane de campanie, uitați-vă. Așa? Deci, Patriarhia Română a reacționat la folosirea icoanelor cu chipul părintelui Arsenie Boca, vă spuneam ieri,
în campania candidatului PSD la președinție, Victor Ponta. Haideți să vedem ce au spus. Este o inițiativă exagerată de campanie electorală. Probabil a unor membri sau simpatizanți de partid care n-au avut binecuvântarea sau acordul bisericii. De altfel, nu este vorba despre o icoană, ci de o fotografie cu chipul părintelui Arsenie Boca. O fi Artur Boca ăla, în românește Arsenie Boca. Bă, era o figurină Panini cu Artur Boca, ivorianul ăla. De-i centra el, dacă mai țineți minte, în 2006 lui Drogba, la Cupa Mondială din Germania. Astfel de fotografii nu se sfințesc. Păi cum să sfințești, mă, fotografii Panini? A declarat purtătorul de cuvânt al patriei Constantin Stoica. Patriarhia ține să reamintească apelul bisericii către partide și politicieni de a nu folosi însemne bisericei sau imagini cu reprezentanți în scopuri electorale. E târziu, pauză. A stat ceasul, ce să facem? Publicitate. Dragi prieteni, avem astăzi simbolurile. Cum să citim simboluri? E important, mai ales acum cu atâtea sigle. Să știți că în cabina de vot nu vă ajută nimeni. Templul Solomon până la catedralele gotice din Evul Mediu și construcțiile postmoderne din secolul 20, adică Geto Dacii. 3 volume, 89 de lei, un SMS cu textul litera 1800. În Adevărul de Weekend, că de mâine încolo intrăm în weekend, lângă Lucrețiu Pătrășcanu e un rațiu, ăsta cu pârtile de schi, n-a mai apucat să le facă. În 1990 l-ați fi putut vota. Acum e prea târziu, poate votează el. Asta nu știm. Și o informație de importanță capitală din Libertatea. S-a pocăit Simona Senzual și se și mărită. Se pare că astea au legătură una cu alta. Mai știm noi pe unul. Ăla întâi s-a spovedit și apoi s-a căsătorit. Pe mâine! Pe mâine!